Deci la parchetul de pe lângă judecătoria Petroșani este înregistrat dosarul 5893 per pe per 2017, având ca obiect săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului, faptă săvârșită de către inculpatul Paraschiv Beniamin Sebastian. Acesta a fost reținut 24 de ore de parchetul de pe lângă judecătoria Petroșani, iar astăzi va fi trimisă cauza la judecătoria Petroșani în vederea arestării preventive acesteia. În cursul acestei zile, polițiștii au reușit să-l identifice și să-l prezinte totodată cu o propunere de arestare preventivă pe tânărul în vârstă de 22 de ani. În urma analizării probatoriului, magistrații au hotărât arestarea preventivă acesteia pentru 30 de zile sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă, respectiv părăsirea locului accidentului fără cuvintarea organelor de poliție.